În acest pahar am pus clorat de potasiu și acid clorhidric pentru a obține clor și să îi studiem proprietățile fizice. Observăm că are loc degajarea gazului numit clor, element situat în grupa 7-a principală. El este în stare gazoasă, de culoare galben-verzui. Este transparent, din câte observați, da? Și aici am pus un tub care merge în apă, să vedem solubilitatea clorului. Clorul este puțin solubil în apă, obținându-se în final apa de clor cu proprietăți decolorante și dezinfectante. Clorul este un gaz extrem de toxic și iritant, atacă plămânii făcând edem pulmonar. Aici am obținut iod din iodură de potasiu, dioxid de mangan și acid sulfuric. Ce este iodul? Iodul este un nemetal aflat în grupa 7-a principală, solid, de culoare violetă, gri-violetă, opac, din câte observați, este opac, și are proprietatea de a sublima, adică de a trece din stare solidă direct sub formă gazoasă, și iată, s-au format aici acești vapori de iod. Vaporii de iod inhalați sunt extrem de iritanți și toxici pentru sistemul pulmonar. Iodul este foarte puțin solubil în apă, fiind solubil în alcool. Iată, în acest pahar am obținut brom. Ce este bromul? Este tot nemetal, ca și clorul, în grupa 7-a principală, care, observați, este în stare lichidă, fiind singurul nemetal lichid. El are o culoare brună, este destul de transparent și este și extrem de toxic și iritant pentru sistemul pulmonar. Care sunt proprietățile generale ale nemetalelor? În primul rând, ce sunt nemetalele? Iată, aici avem tabelul periodic al elementelor. Și ce conține tabelul periodic al elementelor? Conține metale care sunt în căsuțele colorate în galben și sub această linie în zigzag sau scăriță. Nemetalele sunt aceste elemente care sunt în căsuțe albastre. Și mai avem în grupa 8-a principală gazele rare. Să discutăm acum despre proprietățile generale ale nemetalelor. Am pus în acest tabel mai multe nemetale. Oxigen, azot, sulf, diamant, care este forma cea mai pură a carbonului, grafit, care este tot carbon, clor, iod și brom. Și aici am trecut proprietățile fizice, și anume strălucire. La strălucire avem luciu numai la diamant, grafit și iod. La culoare avem oxigenul, azotul incolor, de unde știm acest lucru, fiindcă sunt cele două gaze componente din aerul atmosferic, care este incolor. Sulful, care este galben, priviți aici pulbere de sulf. Diamantul incolor, în stare pură. Grafitul, iată, mina de creion este grafitul, este gri. Clorul galben-verzui, iodul violet și bromul brun. Deci observăm că avem incolor la culoare sau diferit colorate. La duritate, marea majoritatea nemetalelor sunt moi sau nu putem vorbi de duritate fiindcă sunt în stare lichidă sau gazoasă și atunci mai vorbim de duritate. De duritate vorbim numai la solide. În schimb, forma cea mai pură a carbonului, diamantul, este cel mai dur material. Deci nu există ceva mai dur decât diamantul. Dar, în general, nu vorbim de duritate la nemetale.
La stare de agregare avem toate stările de agregare, gaze, oxigen, azot. Sulful este solid, carbonul este solid, clorul gaz, iodul solid și singurul nemetal lichid este bromul. La transparență, marea majoritatea sunt transparente, cu excepția sulfului, care este opac, grafitului, la fel și acesta priviți, este opac, și iodul, care la fel este opac. Temperaturi de topire, observăm că marea majoritate au temperaturi de topire foarte mici. Aici avem la grafit 3700 și la diamant 3550, la presiune normală. În rest, avem temperaturi de topire foarte mici. Conductibilitate electrică. Nemetalele nu sunt conductoare electrice, sunt izolatoare, cu excepția grafitului. Iată, dacă punem la un circuit format din baterie și un bec și punem grafit, observăm că beculețul se aprinde, deci trece curentul electric prin el. Este singurul nemetal conductor electric. În rest, sunt toate izolatoare. Conductibilitate termică. La fel, nu putem vorbi la nemetale și aici avem o excepție. Singurul conductor termic este diamantul. În rest, izolatoare termice. Densități, dacă observați, avem de obicei densități foarte mici, cu mici excepții la diamant și la iod, care au o densitate mai mare. Solubilitate în apă, la fel, nu prea avem. Avem puțin la oxigen, puțin la clor, în rest sunt insolubile în apă.